Denis e ucrainean și are centură încă din 2018. Un japonez, un mexican și un argentinian au încercat să-i o ia, dar n-au reușit. Acum e rândul lui Viorel, bombardierul din Carpați. Box cu centura pe masă, în direct din Palatul de Gheață de la Kiev, joi la 21:30 pe TVR1.